3Net Radio. More music, more colours. Open mic. Be a volunteer. Do something for the others. With Mudder on 3Net Radio. Bine v-am regăsit, sunt Madalina Ion, începe microfonul deschis, nu înainte de a vă ura să aveți o săptămână de la excelent în sus, în care cele bune, evident, să se adune, cele rele să se spele. În studioul Radio 3Net, invitatele emisiunii Adina Manea, director programe Fundația Tineri pentru Tineri, și Alexandra Miroslav, coordonator voluntari în cadrul aceleiași organizații. Bună seara și vă mulțumesc că ați acceptat să fiți din nou invitatele noastre aici la microfonul deschis. Mulțumim și noi foarte frumos, bună seara! Bună seara! Fundația Tineri pentru Tineri, căci acesta este și motivul pentru care ne întâlnim în seara aceasta, Fundația Tineri pentru Tineri lansează proiectul Evrica 2.0, zic bine? 2.0. Da, e foarte bine, da? 2.0, da, a fost și Evrica simplu. De ce 2.0 și în ce context 2.0? Evrica 2.0 este în contextul unui proiect finanțat de data aceasta prin Fondul de Cooperare Elvețiano-Român. Evrica simplu a fost un proiect finanțat prin Fondul Social European, Programul Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane, deci FOSDRU, 2007-2013. Atunci s-a născut ideea lui Evrica, dar Evrica înseamnă educație pentru viață și responsabilizare individuală prin programe de cetățenie activă pentru tinerii din România. O, înseamnă multe! Înseamnă foarte multe, pentru că înseamnă educație pentru viața de familie, adică un program de sănătatea reproducerii și sexualității pentru adolescenți și tineri. Înseamnă că acest program este livrat prin intermediul voluntarilor, adică al educatorilor între egali, alți tineri instruiți. Adică și... aici intervine Alexandra. Da, și componenta de cetățenie activă. Și mai înseamnă că promovează în plus și partea de responsabilizare individuală, care e mai mult decât sănătatea reproducerii și sexualității. Fundația Tineri pentru Tineri și proiectul Evrica 2.0, legat strict de educația pentru viața de familie. Aici avem mai multe de povestit, tocmai de aceea în studioul nostru în această seară se află Adina Manea, director de programe la această fundație, și colega sa Alexandra Miroslav, coordonator voluntari. Ce ar trebui de fapt și de drept să înțelegem prin acest program Educație pentru Viața de Familie? Ar trebui să înțelegem că adolescenții și tinerii au nevoie, nu neapărat pentru că au o problemă, dar au nevoie să fie pregătiți din timp pentru ceea ce îi va preocupa pe ei atunci când vor dori să își înceapă viața sexuală și eventual să-și întemeieze o familie. Sau, în fine, se vor afla într-un cuplu, într-o relație, de orice fel ar fi aceasta. Cât de des... Da, Alexandra. Vreau să zic că recunoaștem că și atunci când le spunem elevilor sau participanților la sesiuni de educație pentru viața de familie, într-adevăr nu primim un feedback foarte pozitiv, pentru că nu interesează în momentul de față educație pentru viața de familie. Nu interesează pe ei sau nu interesează nu interesează în general cei din familia lor, pe cei din familia lor. La vârsta de adolescență, educație pentru viața de familie poate nu sună familiar sau pentru interesul tău sau ceva de genul. Bun, prietenos. Și cadrele prietenos, didactice, da. Cât de prietenoase sunt din acest punct de vedere? Din punct de vedere al numelui, da, sunt prietenoase, și al și conținutul. Eu găsesc ca pe un program care, să zic, abordează ceva ce nu pot ei aborda din punct de vedere al poziției pe care o ocupă în școală, cadrul didactic, care după săptămâna asta de educație pentru viața de familie trebuie să ne întoarcem la matematică. Adică ori sunt făcute extracurricular, așa cum sunt ele și ar trebui să fie făcute, ori cu acel profesor sau acel consilier care într-adevăr reușește să le vorbească pe limbajul elevilor. Da, și care lipsește cu desăvârșire din școli. Mai se găsește, dar insuficient, asta e problema. Să zicem că nu face față la toți adolescenții. Da, la marea de elevi. Da. Până la urmă, ce credeți?
cât de des ar trebui să se afle această educație pentru sănătate, stilul de viață sănătos, comportamentele preventive în centrul discursului public? Și ce faceți voi în acest sens? Noi ne bucurăm că în momentul de față, adică de ceva vreme încoace, discursul public conține educația pentru sănătate și promovarea sănătății ca elemente centrale. Deci avem asumat deja un program multianual de promovare a sănătății și educație pentru sănătate, făcut de Ministerul Sănătății împreună cu Ministerul Educației, care va intra în discuții cu multe alte instituții guvernamentale, asociații de profesioniști, organizații neguvernamentale, astfel încât în populația generală, nu numai cea școlară, să se întâmple componenta de prevenire așa cum trebuie. De aici, de la discursul public până la implementare efectivă, însă este o mare diferență și un mare pas și este nevoie de multă coordonare de eforturi. Noi lucrăm pe zona de sănătate, de prevenire în sănătatea reproducerii și sexualității la adolescenți și tineri de peste 20 de ani. Din acest motiv știm cu ce ne-am luptat. La început ne-am luptat cu mentalitățile. Acum nu știu dacă ne mai luptăm atât de mult cu mentalitățile, cât cu o abordare integrată și cu o asumare reală prin programe constante, continue, care să funcționeze și care să fie adaptate nevoilor populației. Ce ar trebui să se înțeleagă mai exact prin acest comportament responsabil al adolescentului în sănătatea reproducerii și sexualității? Wow, o denumire așa! Da? Ce faceți cu una bucată adolescent? Ce îl învățați? Ca să nu-i spunem, de obicei și noi încercăm să evităm prea mult cuvântul responsabilitatea asta, ca să nu o ia ca pe o presiune. Să nu-i speriați, da? Dacă nu le place. Atunci când noi vorbim despre responsabilitate în sănătatea reproducerii, încercăm să le explicăm că responsabilitatea, în primul rând, înseamnă informații. În al doilea rând, în momentul în care trebuie să iei o decizie, trebuie să ai acel bagaj de informații ca să poți să cântărești decizia și să poți să te gândești și la consecințele ei. Și, bineînțeles, decizia finală să fie în conformitate cu comportamentul sau personalitatea, cu ceea ce îi place lui, să se simtă în siguranță, să se simtă bine și satisfăcut și confortabil cu deciziile pe care le ia. Deci nu putem să dăm definiția responsabilității prin faptul că doar ne gândim ce se întâmplă după, ci trebuie să luăm în considerare mult mai multe elemente atunci când vorbim de comportamente responsabile și mai ales la adolescenți în sănătatea reproducerii. Să-ți pui un prezervativ în ghiozdănel, ca să spun așa, nu înseamnă neapărat să fii responsabil. Să știi ce îl folosești, cum îl folosești, pentru ce și dacă într-adevăr asta este metoda care te satisface pe tine și partenerul tău, asta înseamnă un comportament responsabil. Adică e un pic mai mult. Care este rolul voluntarilor, iată, în acest proiect Evrica 2.0, dar aș vrea să-mi povestiți și despre cum colaborați, cum veți colabora, cum intenționați să colaborați cu acei consilieri locali, pentru că știu, aveți în vedere intenția de a promova proiectul în 15 județe din țară. Da, sunt București plus 14 județe. Și vom lucra cu consilierii școlari de la nivelul unităților școlare de nivel liceal, or să fie atât licee cât și alte structuri, adică și învățământ tehnologic și grupuri școlare. Nu o să mergem doar în licee sau colegii naționale. Și atunci consilierii școlari vor fi formați. Bine, o parte dintre ei au fost deja formați în Evrica simplu, în Evrica 1.0, ca să zicem așa, și vom relua legătura cu cei formați și aceștia vor lucra în echipe interdisciplinare cu educatorii între egali care sunt elevi sau studenți, care vor fi formați și ei, astfel încât să livreze la clase, da, un program de 6-12 ore consecutive, da? Pentru că
educația pentru viața de familie și educația în sănătatea reproducerii și sexualității nu presupune discuția despre doar discuția despre anatomie, fiziologie și despre contracepție și infecții de reproducere. Exact, da. Este o discuție mult mai amplă care pornește de la autocunoaștere și comunicare. Și atunci sprijinul consilierului școlar este foarte important, mai ales întrucât către aceștia se îndreaptă adolescenții care au o problemă de comunicat și de rezolvat. Și la ei ajung cazurile referite de către cadre didactice și preocupările adolescenților sunt legate de obicei de relația cu familia, relația cu partenerul de cuplu, relații de preocupări legate de orientare, identitate, îmi încep sau nu îmi încep viața sexuală, am o problemă, cum mă relaționez cu nu știu cine și atunci e bine să știe ce au de făcut la cabinet. Și mai mult decât atâta, adică dacă consilierul școlar este profesionistul și cel la care putem să ne adresăm atunci când avem nevoie de o îndrumare, de un sfat, rolul voluntarilor este de educator între egali. Ei dau, facilitează un proces de învățare și dau niște informații, creează niște activități și conduc pe cei de la clasă în atingerea concluziilor sau în identificarea atitudinilor sau părerilor, opiniilor. Însă aceștia nu consiliază, nu dau sfaturi. Voluntarii sunt educatori, sunt facilitatori. Nu dau sfaturi, dar dacă ar dori să dea sfaturi, sunt lăsați? Nu prea că... Ei respectă un cod de etică. Aha, sfaturile și în momentul în care avem nevoie de sfaturi, se face orientarea către consilier. Tocmai de-aia considerăm că într-o școală este bine să facem aceste echipe multidisciplinare. Voluntarul este elementul tânăr care vorbește pe limbajul elevului de la clasă, însă consilierul vine cu ceva expertiză în a putea consilia, efectiv. Sau mai este cazul în care tot voluntarul face referiri directe către serviciile din comunitate, serviciile medicale, că nu vorbim doar despre servicii de psiho, da, și de consiliere psihologică, vorbim și despre servicii medicale. Ce înseamnă, de fapt, o sesiune de educație non-formală? Magie! La aceste clase implicate în program. O sesiune, practic, urmează o temă, una dintre temele programului de educație pentru viața de familie, iar efectiv la clasă înseamnă o oră de 50 de minute, atât cât este pe programul de școală, și ea abordează, așa cum ziceam, una dintre teme prin niște activități de învățare experiențială. Asta înseamnă că voluntarul facilitează un proces, o experiență, să zicem, ne jucăm de a ceva, facem un joc de rol, facem un joc de rol sau ne imaginăm că suntem într-un avion și să simulăm puțin ce înseamnă situațiile limită. Și atunci suntem pe insulă pustie. Da, facem o analiză pe baza experienței generate, facem o analiză atât la nivel individual, la nivel subiectiv, cât și la nivel obiectiv. Și atunci ei identifică concluzia și practic atitudinea pe care ar trebui să și-o dezvolte pe termen lung și o identifică singur. Nu este un proces direcționat, ci este un proces facilitat. Cum ați gândit caravanele din mediul rural? Aici este foarte amuzant pentru că ne propunem să ajungem inclusiv în comunități izolate și o să vedem cum vom reuși să facem acest lucru, că avem niște prieteni care s-ar putea să ne sprijine. Dar ne-am gândit că există tineri care nu sunt la școală și care nici nu vor ajunge la școală vreodată și care au abandonat școala de ceva vreme și care unii dintre ei chiar sunt expuși unei relaționări însoțite de sarcină, da, de consecințele nefaste mai devreme decât ceilalți tineri. Și atunci și la care informația ajunge un pic mai greu. Și poate chiar și unele dintre mijloace, cum ar fi prezervativele.
sunt mai puțin disponibile. Și atunci ne-am gândit să în fiecare județ, evident mai puțin Bucureștiul, să ajungem în zona rurală cu o parte dintre acești voluntari pe care o să instruim și să avem niște activități de educație non-formale despre cum vorbeam mai devreme, acea magie prin metode interactive, dar care este foarte bine fundamentată științific. Să ajungem să, în afară de componenta de informare corectă, să ajungem și la formarea unor atitudini și a unor abilități, mai ales de comunicare, care sunt absolut indispensabile în acele medii. Mai mult decât atâta, o parte dintre acele sesiuni vor avea și conținuturi legate de egalitatea de șanse între femei și bărbați și violență domestică, pentru că este foarte important ca între cei doi care sunt în cuplu să existe respect și să încercăm să limităm cumva efectele violenței asupra femeilor, care știm că se întâmplă de obicei în zonele expuse la risc și sărăcia este un mare risc. Propun, dragele mele invitate, să trecem în revistă temele din program, câteva repere în dreptul fiecăreia. Începem cu autocunoașterea. Păi e simplu, e cine sunt eu, cine sunt ceilalți și cum mă raportez eu la ei. Ca să știm de unde plecăm. Da. Bun, presupunem că știm de unde plecăm. Numărul 2, clarificarea valorilor și luarea deciziilor. Este o sesiune foarte importantă pentru că noi în educație pentru viața de familie și de fapt în educația pentru sănătatea reproducerii și a sexualității considerăm că această educație trebuie construită pe valorile primite din mediul familiar, de unde a crescut, de unde s-a dezvoltat până la vârsta asta, și atunci să nu uităm că avem un sistem de valori pe care ar trebui să ne-l respectăm sau pur și simplu să știm despre el că se schimbă sau că e în schimbare, că ele reprezintă practic țintele noastre, ancora pe care noi aruncăm înainte în momentul în care vrem să acționăm. Numărul 3, echitate de gen, rolurile sexelor și relaționare. Păi asta îi interesează. Da, asta îi interesează în primul rând. Exact, este tot cine sunt eu, dar în contextul de relaționare și de cum mă raportez eu la un potențial partener-parteneră și cum mă raportez eu la potențiala mea viață de cuplu și cum comunic eu despre toate aceste lucruri și mai mult decât atâta și cum vede societatea toate aceste lucruri și care este imaginea mea și percepția mea despre cum vede societatea. Deci tot este legat tot de valori și de decizii, dar din perspectiva de gen, sex, identitate, orientare, toate lucrurile acestea. Și mai ales relaționare, să putem să facem diferența dintre o relație dăunătoare și o relație benefică, că de multe ori e o limită foarte subțire. Iar tinerii experimentează, adică adolescenții de fapt, atunci când sunt tineri nu mai experimentează de mult sau așa, dar la adolescență se tot experimentează și e important să știe că aceste, până unde duc aceste experimente. În ceea ce privește numărul 4, nu cred că sunt nedumeriri și nelămuriri, anatomia și fiziologia sistemelor reproducătoare, un fel de lecție de anatomie, da? Mai mult decât o lecție de anatomie. Da, pentru că se vorbește un pic și despre sarcină și, și despre igienă și exact. Despre cum funcționează lucrurile. Cred că 4, 5 și 6 se leagă, pentru că la tema cu numărul 5 citesc infecții cu transmitere sexuală, la numărul 6 prevenirea și combaterea HIV-SIDA. Păi da, pentru că sunt legate și e important ca adolescenții să știe care sunt riscurile, care sunt modalitățile de transmitere, care sunt modalitățile de a preveni și că este de foarte, foarte simplu să previi o infecție cu transmitere sexuală și că HIV-SIDA nu mai este ghinion, este ceva care ține de comportamentul tău și de cum alegi să și se întâmplă lucrurile legate de viața ta sexuală. Punem accent și pe elementul de stigmatizare și de prevenire a stigmei și a discriminării. Da. Pentru că legat de acest virus, bineînțeles că există și foarte multe cazuri de discriminare. Și acum nu prea mai sunt, dar a fost cazul în România și în general este bine ca adolescenții de la vârsta asta
să își asume pe de-o parte deciziile pe care și le asumă și să le înțeleagă consecințele, dar să fie conștienți că în lume se întâmplă o groază de lucruri, foarte multe lucruri, și să-și clarifice atitudinile legate de toate aceste lucruri și să fie în respect cu drepturile omului, adică, da? Da, Alexandra. Să spui ce m-a aprobat. Da, aprobat. Bun. Le prezentați și metodele contraceptive? Evident. Da. Evident. Dar le prezentăm cu mesajul că există mai multe activități. Mesajul important este că eficiența unei metode contraceptive depinde de modul în care aceasta este utilizată și de modul în care ea se potrivește cu respectiva persoană și respectivul cuplu. Pentru că și contracepția te ajută la planificarea sarcinii, nu la evitarea sarcinii nedorite. Da, te ajută să-ți planifici sarcina astfel încât... când o să o vrei tu. Exact, da. Când o să o vrei, important este ca toată lumea să facă câți copii vrea, dacă vrea, atunci când vrea. Sarcină și parentalitate. Pentru că noi considerăm că este important ca de la adolescență să înțeleagă cum se produce sarcina și ce înseamnă să fii părinte cât de cât și să-și proiecteze o imagine favorabilă pentru acest lucru. Chiar dacă nu se recomandă ca la adolescență și din cauza implicațiilor medicale, nu numai economice, și economice, da, este de preferat să se evite sarcina. Dar la fel de important este să știe că atunci când se vor hotărâ să aibă un copil, cât de minunat este să fii părinte și ce îi se întâmplă atunci. Comunicare în sănătatea reproducerii și a sexualității, o altă temă. Și culmea este că este o temă mai către final. Către final, dar e cu grele. Asta este, istoria acestei teme este destul de amuzantă, pentru că atunci când am început programul de educație pentru viața de familie, pe la mijlocul anilor 90, sfârșitul anilor 90, partea de comunicare era una dintre primele teme. În baza experienței de atâția ani de zile și a feedback-ului primit, ne-am hotărât că partea de comunicare în sexualitate să o lăsăm mai către final. Ca să comunicăm ce avem de comunicat după ce vin toate temele care îți pun baza de informații. Atunci comunicăm deja pe bază de informații cunoscute și adolescenții noștri deja au niște atitudini clarificate cel puțin sau formate și comunicarea se întâmplă cu totul și cu totul altfel, pentru că deja vorbim despre negociere și negociere în cuplu. Despre comunicare asertivă. Despre comunicare asertivă, da, adică cum facem astfel încât să fim eficienți cu potențialul partener sau partenerul pe care îl avem, sau cu familia, sau cu prietenii, sau cu cine vorbim noi despre aceste subiecte. Implicarea activă. Cum să ne implicăm activ? Oricum. Implicarea activă este sesiunea prin care noi încercăm să dăm prin mici exemple sau activitățile pe care le facem că implicarea activă nu este un job sau nu e neapărat în cadrul voluntariatului. Implicarea activă ar trebui să fie o valoare pe care fiecare dintre noi o avem. Ce mă deranjează în comunitate pot să apuc să rezolv sau să mă implic activ în rezolvarea acelei probleme, pentru că binele tot asupra mea se întoarce și bineînțeles că de la voluntari până la beneficiarii din clasă îi primesc exemplul ăsta prin faptul că tinerii de liceu participă la un program de voluntariat în care ei devin, să zicem așa, profesori, între ghilimele, profesorii de la clasă, deși nu sunt profesori, și ajută pentru colegilor de pentru a îmbunătăți situația colegilor lor de generație. Ăsta este cel mai bun exemplu de implicare activă. Și bineînțeles că beneficiile sunt și de o parte și de cealaltă, atât pentru ei ca voluntari, cât și pentru cei care sunt participanți. Și cred că cel mai important lucru legat de implicarea activă este de a-i ajuta pe tineri să-și dea seama cât de important este să acționeze și să reacționeze și să aibă inițiativă și să nu stea să aștepte să li se întâmple lucruri
ci să le facă ei înșiși să se întâmple în concordanță cu nevoile lor. Ce le-ați spune acum la final de ediție tuturor celor care ne-au urmărit în seara aceasta? Cred că putem să folosim chiar sloganul acestui proiect al lui Evrica 2.0, care este îndrăznește să fii mare, îndrăzni să fiți mari. Unde a fi mare înseamnă, din punctul nostru de vedere, așa cum am discutat cu adolescenții și tinerii atunci când am construit acest slogan, să fii punctual, să fii civilizat, să ai prieteni adevărați, să demonstrezi că meriți. Să demonstrezi că meriți, da. Deci sunt lucruri foarte simple și care te asigură așa, o stare de bine. Deci îndrăzniți să fiți mari. Așa vom face, așa trebuie să o faceți. 3net Radio. More music, more colors.